Parlamentarii au dezbătut o nouă moțiune simplă îndreptată împotriva unui ministru al cabinetului Tudose. De data aceasta a fost rândul ministrului Finanțelor Publice, Ionuț Mișa. Atât reprezentanții opoziției, cât și cei ai puterii, și-au susținut prin cifre propriile puncte de vedere asupra situației economiei românești. Moțiunea simplă, finanțista ministrului Mișa, un film prost despre faliment cu acces gratuit, inițiată de senatorii PNL, PMP și USR, împotriva ministrului Finanțelor Publice Ionuț Mișa, a fost un bun prilej pentru opoziție de a critica măsurile financiare adoptate de guvernul PSD-ALDE. Prin textul moțiunii, citit luni în plenul Senatului, senatarii au încercat să arate că rezultatele acestor măsuri sunt dezastruoase pentru economia românească și au cerut demisia ministrului de finanțe. Scumpirile la combustibil, electricitate, gaze și credite nu au nevoie de traducere în limba română din finanțista domnului ministru Mișa. Se văd cu ochiul liber, se simt la buzunar. Actuala putere de stânga din țara noastră a reușit, în doar 10 luni, să ciuruiască bugetul României prin cheltuieli populiste, să omoare investițiile și să scoată România cu un picior afară din Uniunea Europeană pe seama depășirii angajamentelor legate de deficitul bugetar. Implementarea programului de guvernare cu care PSD a câștigat alegerile a creat dezechilibre economice greu de surmontat. Creșterea economică bazată în totalitate pe consum și-a arătat deja costurile. La rândul său, ministrul Ionuț Mișa a prezentat plenului cifre care să demonstreze o creștere economică față de anul 2016 și a subliniat avantajele măsurilor fiscale adoptate. Poziția sa a fost susținută și de senatorii socialdemocrați. România se situează în acest moment printre cele mai dinamice economii ale Uniunii Europene, iar direcția de dezvoltare este apreciată de investitori și organisme internaționale. Astfel, România înregistrează a doua creștere economică din Uniunea Europeană, 6,1%, după Malta, iar aceasta reprezintă singura cale pentru îmbunătățirea nivelului de trai. În primul semestru din 2017, conform datelor din bilanțurile contabile, cifra de afaceri pe totală economie a depășit 609 miliarde în creștere cu 8,5% față de semestrul 1 al anului 2016. De asemenea, profitul brut a crescut cu 8,4%, conducând la o rată a profitabilității de 6%. De asemenea, vreau să menționez că nivelul disponibilităților în lei și în valută la dispoziția trezoreriei statului, aflate în soldul contului curent general al trezoreriei la această dată, acoperă actualmente peste 7 luni necesar brut de finanțare. Vreau să menționez că Ministerul Finanțelor Publice a obținut cel mai scăzut cost istoric pentru maturitate la euroobligațiuni în valoare de 1 miliard de euro. E cea mai mică dobândă obținută de România vreodată. Moțiunea simplă depusă de PNL, PMP, USR cuprinde o serie de neadevăruri, informații trunchiate, fracturi logice, dezinformări sau poate neînțelegerea a textelor Comisiei Europene sau altor instituții financiare. PSD a ales să oprească migrația economică prin creșterea salariilor în țară, prin creșterea salariului minim pe economie și în sistemul bugetar. Cu cel puțin două efecte previzibile, unul pe termen mediu, absolvenții noștri, pentru formarea cărora contribuim cu toții, vor alege să profeseze în România dacă vor avea condițiile salariale corecte și pe termen scurt, ca cei care nu și-au întemeiat destinul definitiv în alte țări să se întoarcă acasă la familie. Grupul senatorial PSD va vota împotriva moțiunii simple astăzi. Reprezentanții opoziției au susținut că cifrele prezentate de ministrul de finanțe nu reprezintă starea reală a economiei românești. Semnatarii moțiunii l-au acuzat în continuare pe Ionuț Mișa de incompetență și au solicitat plenului un vot pentru demiterea acestuia. Niciodată în ultimii 25 de ani, România nu s-a mai confruntat cu atâtea improvizații nereușite în domeniul fiscal ca acum. Haideți să-l scăpăm de chin pe domnul Ionuț Mișa, să votăm moțiunea și să-l eliberăm din funcția de ministru, să lăsăm să se ocupe de lucrul la care se pricepe. Ar putea fi un mic pas, dar absolut necesar ca țara noastră să revină pe drumul cel bun al creșterii economice sustenabile, bazate pe investiții, nu pe consum. Cred că este a doua oară după 1989, când avem un ministru care își bate joc de o creștere economică. Dumneavoastră ați reușit, dar dumneavoastră ați reușit mai mult decât atât, decât să vă bate joc de această creștere economică. Ați reușit să aduceți în stradă atât sindicatele, patronatele și societatea civilă. Asta a dat performanță și pe asta n-am auzit că ați spus-o. Ce ați făcut de când ați preluat
acest portofoliu arată că rămâneți doar un perceptor. Niciodată nu veți putea juca în liga băieților care înțeleg, băieților mari care înțeleg cu ce se mănâncă macroeconomia. Trebuia să vă dați de mult demisia, ăsta era lucrul onorabil pe care trebuia să-l faceți. Din păcate, ministrul Mișa este omul nepotrivit, la locul nepotrivit, în momentul nepotrivit. Nu este suficient să vă ascundeți după cifre când toată lumea vede dimensiunea dezastrului. Cifrele nu țin de foame și nici nu ne fac să ne simțim mai bine când vedem creșterea ale prețurilor la carburanți, la alimente și la servicii. De fapt, vorbim despre activitatea dumneavoastră într-o guvernare ratată. Cred că Mișa este doar o victimă, domnul ministru Mișa. Artizanii acestui dezastru se numesc Dragnea, Vâlcov, Olguța Vasilescu și alți specialiști, în mod deosebit din Chiselev și nu din Palatul Victoria. Efectele unei politici economice și bugetare falimentare nu pot fi îndepărtate doar prin îndepărtarea lui Mișa. Trebuie îndepărtat Dragnea, Olguța Vasilescu, Vâlcov și, bineînțeles, astăzi un vot pentru ministru Mișa, pilon 2. Eu de acum așa o să vă spun, domnule ministru, Mișa, pilon 2. Senatorii UDMR au afirmat, la rândul lor, că nu vor susține solicitarea opoziției. La finalul dezbaterii, moțiunea simplă inițiată împotriva ministrului Finanțelor Publice a fost respinsă de senatori prin vot secret electronic, cu 68 de voturi împotrivă, 8 abțineri și 33 de voturi favorabile.